Problematica familiei în România este mult discutată în ultimii ani, unul dintre aspecte fiind modul de conviețuire. Crește numărul cuplurilor care aleg o relație fără obligații sau instituția căsătoriei rămâne o opțiune de viață pentru majoritatea populației românești. De ce credeți că tinerii aleg să locuiască împreună înainte de căsătorie? Se vadă dacă merge căsătoria. Credeți că e un lucru bun? Eu cred că da. Pentru că vor să se cunoască mai bine înainte de a face un pas important. Și tu ești de acord cu concubinajul? Crezi că e un lucru bun? Nu cred că este un lucru bun. E ok ca tinerii să stea împreună înainte de căsătorie? Da. De ce? Pentru că e foarte dificil să locuiești împreună cu cineva și e posibil să descoperi lucruri pe care nu le știai înainte și să ajungă să fie cauze de despărțire și o despărțire între doi parteneri necăsătoriți e mai simplă decât între doi soți și soție, doi soți. Pentru că viața este mai ușoară fără un act. Nu cred că actul ține o familie împreună. Potrivit recensământului din 2011, aproape 800.000 de persoane, reprezentând 3,7% din populația totală, au declarat că trăiesc în uniune consensuală, față de 3,8% la recensământul din 2002. Motivele pentru alegerea unei legături de concubinaj în detrimentul căsătoriei sunt diverse. Cred că sunt mai multe motive. Un prim motiv e acela că doresc să se cunoască mai bine și să vadă care sunt compatibilitățile lor. Asta ar fi o problemă. Al doilea motiv ar putea să fie și o chestie de nonconformism. Adică vor să fie altfel decât părinții lor. Iar al treilea motiv, probabil că așteaptă un copil și acela să fie momentul în care își legalizează căsătoria. Ca să se acomodeze, să, nu știu, trăiască momente împreună, amintiri. Cel mai probabil că vor să se cunoască mai bine, să știe cum se înțeleg, probabil cum gestionează lucrurile într-o viitoare familie, dacă e. Deci e un lucru bun? Cu siguranță. E o chestie bună, e o chestie de testare, să numește, o părere de ramp-up. N-am o părere bună. De ce? Nu-i ceva corect. Nu știu, la ora asta suntem puși în fața atâtor întrebări, inclusiv așteptăm referendumul, încât cred că concubinajul nu este un lucru rău, mai ales că, din câte am înțeles, a fost reglementat și legal. Concubinajul nu este recunoscut în România, dar există un proiect de lege privind parteneriatul civil care ar trebui să protejeze din punct de vedere juridic cuplurile care nu doresc o relație oficială. Una dintre cauzele pentru care se recurge la modele de conviețuire formală, fără obligații, este și demontarea valorilor moral-creștine. Nu e acceptabil și nu cred că a fost acceptabil nici în trecut, dar a fost tolerat, îngăduit. De ce crezi că tinerii aleg să facă asta? Pentru că nu mai cred în valorile iudeo-creștine. Familia reprezintă o relație care are ca fundament dragostea și asumarea unui angajament pentru toată viața, iar Dumnezeu dă valoare acestui legământ. Familia a fost ideea lui Dumnezeu, a întemeiat-o Dumnezeu în grădina Edenului. Este instituția care trece peste vremi, peste milenii și care, cât există lumea aceasta, rezistă și merge înainte, oricât ar fi de lovită și de atacată în vremurile noastre. Și legământul făcut înaintea lui Dumnezeu, mă face pe mine care la un moment dat aș putea să trec printr-o cumpănă, prin anumite disfuncții în relația de familie, prin anumite supărări, să privesc în urmă și să zic, știi ceva? Trebuie să te iert și te iert din toată inima pe baza acelei promisiuni, acelui legământ. Concubinajul care implică relații sexuale permanente sau ocazionale este păcat înaintea lui Dumnezeu și afectează chiar și pe creștini. Însă în Scriptură găsim soluții care implică în primul rând mărturisirea păcatului înaintea lui Dumnezeu. Cineva care trăiește în concubinaj îi sugerează un model de rugăciune. Și anume, vii înaintea lui și îi spui, așa cum este rugăciunea în Biserica Ortodoxă la fiecare Sfântă Liturghie, se rostește rugăciunea aceasta, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine, păcătosul. Iartă-mă pentru că trăiesc în concubinaj. Ai milă de mine, vină în ajutorul meu. Salvează-mă, eliberează-mă, îmi mărturisesc păcatul înaintea ta. Îmi cer iertare